Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, în săgetător pentru septembrie 2019. Ați primit, încep cu mesajele de la îngeri care vă copleșesc cu multe, multe sugestii. Aveți patru cărți. Dar cea mai importantă, evident, este cea de deasupra, cu numărul 13, miracole și binecuvântări. Însă, înainte să vorbesc despre ea, cred că aveți de urmat niște pași. Și asta pentru că, și interesant cum se leagă de cărțile pe care le-am văzut în timp ce amestecam acest set de cărți. Am văzut puterea în acest set de cărți clasic. Probabil că unii aveți de-a face ori cu un leu, ori cu cineva, sau în această perioadă între leu și fecioară, treceți prin niște situații mai ciudate, mai altfel, care vă certifică faptul că aveți putere. Am văzut, ce am mai văzut? Am văzut de două ori cavalerul de monede. Pe scurt, am văzut și patru de monede. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ sau, cum simt că se leagă cărțile, trebuie să ieșiți din niște tipare patru de monede. Încet, într-adevăr, ieșiți încet. Aveți răbdare, cum spune și această carte. Cavalerul de monede este un om care își face planuri, da, planuri concrete și adevărate. Își bifează fiecare pas efectuat, își reevaluează pașii pe care i-a sărit în acest parcurs pe care el l-a stabilit pentru, evident, aș descoperi puterea, stabilitatea, confortul, eu știu ce alte reușite și le-a pus pe listă. Am văzut, da, mi-am adus aminte ce am mai văzut afară de putere, am văzut și șase de băte. Ați putea fi voi victorioși într-o problemă, pentru că doar vorba aceea îl aveți pe Jupiter care vă susține, dar uneori vă poate și zăpăci Jupiter. Și cum spuneam, că trec dintr-una într-alta, că asta mi-e stilul, cine îl suportă bine, cine nu, poate să caute alt stil. Cărțile pe care le-am văzut, oarecum se leagă și vom vedea și cum se leagă de celelalte. Se leagă de acestea. Și înainte să vorbesc despre prima, voi începe cu ultimile. Aveți răbdare, înapoi la ceea ce vă place și fiți de ajutor. Susțineți pe cineva. Deci aveți răbdare. Dragostea și orice lucru pe care vi-l puneți în gând vă cheamă la această atitudine. Poate uneori săgetătorii, știu, sunt mai grăbiți, sunt entuziaști, sunt semne de foc, vor să facă acum, dacă s-ar putea în acest moment, sau dacă s-ar putea în acest moment să aibă și reușită, nu doar să inițieze lucrurile. Aveți răbdare, pentru că în momentul în care vă dezvoltați această calitate, lucrurile încep să curgă. Văd aici niște cascate în depărtare și cred că sunt acele binecuvântări și miracole despre care vorbește această carte. Deci eu cred că până să exprimați această sau să vă bucurați de această stare, de aceste daruri, trebuie să exprimați un pic de răbdare cu voi înșivă, da. În primul rând cu voi înșivă și cu cei dragi, că poate aveți și multe așteptări, că așa fac săgetătorii. Până acum mesajul simt că mi se potrivește și mie, deși n-am planete, am doar nodul nord. Uneori poate și eu aștept prea repede rezultatele. Oricum, lucrurile trebuie să se desfacă ca o floare. Lucrurile nu doar să se desfacă ca o floare, trebuie să facă și un fruct. Și de-abia atunci vă puteți bucura de miracolul creației, de miracolul acelui fruct, acelui rezultat. Aveți răbdare în dragoste. Fiți amabili. Și nu doar amabili. Susțineți pe cei care au nevoie. Unii dintre voi sunteți chemați să faceți măcar mici eforturi în a vă arăta că vă pasă de cineva care poate este bolnav, care poate are nevoie de aceste gesturi. Îi bucurați existența în momentul în care sunați, în momentul în care scrieți un mesaj, în momentul în care faceți
Un gest, de orice natură ar fi el, în care vă arătați această latura voastră, că vă pasă de ei. Poate să fie membru al familiei, nu contează, poate să fie un străin. Cineva are nevoie de susținerea voastră, cât de mică. Mai aveți un mesaj. Până să vă bucurați de acestea, trebuie să faceți câțiva pași, am zis. Trebuie să vă întoarceți, în primul și în primul rând, să vă întoarceți la ceea ce vă place. Asta înseamnă că, într-un fel sau altul, v-ați îndepărtat din niște motive, de esența voastră. Și din acest motiv trebuie să aveți răbdare, că dacă v-ați îndepărtat, trebuie să aveți răbdare să reveniți în locul în care sunteți copleșiți de harul divin. Văd fluturi, văd transformare, văd porumbei, văd mesaje, comunicare cu voi, cu sinele vostru, cu cei dragi, cu acea latura voastră care a fost, să zic, ignorată. Văd o lume fantastică în depărtare, dar doar dacă vă întoarceți către ceea ce vă place. Poate să fie un hobby, poate să fie o persoană dragă care așteaptă o susținere din partea voastră, poate să fie orice. Ideea este că v-ați îndepărtat într-un fel sau altul de ceva ce v-ar fi adus și vă va aduce, dacă vă îndreptați pașii în direcția potrivită, miracole și binecuvântări. Fiecare lucru este un dar. Trebuie doar să-l vedeți. V-a apărut această carte ca să vă asigure și să vă transmită că intrați într-o perioadă, evident cu Jupiter, nu e întâmplător cum a venit cartea, în care evenimente deosebite au loc în viața voastră și unii dintre voi ar trebui să simțiți această stare de binecuvântare, în care sunteți copleșiți cu miracole. Poate unii vă vindecați sau, susținând pe cineva, reușiți să vedeți aceste miracole și binecuvântări în viața voastră, poate prin altcineva, poate cineva se vindecă într-un mod miraculos și voi înțelegeți, de fapt, cum lucrează divinitatea. Oricum, ați început o călătorie, dacă vă întoarceți către ceea ce iubiți, către ceea ce vă face plăcere, ați început o călătorie către Dumnezeu, către latura voastră, către fărâma voastră de divinitate. Aveți numărul 13, 45, poate cineva, eu știu, 45. Asta ar fi al meu, să zic, 3 și 17, dar dacă aceste numere vă spun ceva, este bine. Există o zeitate, un înger în viața voastră care vă copleșește cu protecție și vă ajută să lucrați pentru primirea acestor miracole și binecuvântări, așa cum ar trebui să le primim, evident. Că uneori ni se întâmplă și nici nu le vedem. Nici nu le vedem și e păcat. Iar simple acte de amabilitate, susțineți pe cineva. E clar că cineva are nevoie de susținerea voastră. Poate unii dintre voi trebuie să vă schimbați credința, să vă resetați principiile, spiritualitatea, ca să puteți vedea aceste daruri, haruri, mai bine, în cazul în care, repet, v-ați îndepărtat și ați uitat că există Dumnezeu, că există miracole. Poate unii ați fost prea logici, poate unii ați fost prea pământeni. Haideți să vedem ce vă pregătesc aceste cărți. Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent. Uite, o carte. Ia, uite, regele de bătaie. Ar trebui să fiți voi. Să fiți rege. Sau, chiar dacă sunteți tineri și neexperimentați, să vă setați să ajungeți în această poziție. Prin acel cavaler de bătaie. Pas cu pas, pas cu pas. Către regele de bătaie. Ați fost dezamăgiți într-o privință. Ați blocat? Ce ați blocat?
un eveniment neașteptat, niște situații care v-au dezechilibrat financiar, poate unii dintre voi ați încercat. Dar fiți atenți că prin evenimente neașteptate pot să vină și binecuvântări și miracole. În fine, haideți să vedem. Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în Săgetător, septembrie 2019. Central! 5 debute? A mai avut cineva 5 debute? Nu mai știu. Trebuie să mă uit în urmă sau vă uitați voi. 5 debute e semn de foc. Ați putea fi voi. Central să aveți conflicte cu vecinii, cu familia, cu copiii. Din joacă să dați în ceartă. Că dacă unul vrea să iasă în evidență, unul vrea să conducă, unul vrea să își impună un punct de vedere, din joacă dăm în ceartă. Din glumă treceți în argumente. Din bucurie treceți la tristețe. Bine, puteți să faceți și invers. Rămâne de văzut. Oricum sunt conflicte. Poate pentru unii în casa a cincea, a creativității, a copiilor. Depinde de voi. Ce vă provoacă? Ah, 4. 4 și 5. Ce vă provoacă? Ce provoacă aceste cărți? Pentru unii, întâlnirea cu sufletul geamăn, cu un suflet pereche, care într-un fel sau altul vă dă stabilitate. Pentru alții, da, mulțumesc. Conflicte acasă, 4 de bâte, da, semnul 4 este un semn stabil. Dar 4 de bâte înseamnă și casă. Poate unii dintre voi aveți conflicte acasă, este clar. Asta este provocarea. Și după 4 avem 5. Aveți 5. 5 înseamnă schimbare. 5 înseamnă schimbare. Aici este provocarea. Să ieșiți din 4. Ori să vă schimbați locul, ori să ieșiți din relația respectivă. Poate să fie o relație de lungă durată, neapărat casă. Stați cu cineva în concubinaj și... În fine. Da, așa simt. Oh, marele preot, e clar că e vorba de o căsătorie sau de niște tradiții, de o familie. Probabil că în trecutul îndepărtat ați... unii dintre voi a stat în această căsătorie sau în această familie sau e casa voastră, familia voastră, tradițiile. Și, cum am spus și mai devreme, v-ați îndepărtat de ceea ce iubiți. Iubiți libertatea, iubiți călătorile, iubiți mișcarea. Și cu atâtea, a doua, am vorbit de 4 de monede mai devreme, a doua carte, numărul 4, ați avut 13, 3, 1 și cu 3, iar 4. Aveți două cărți de 5 care îndeamnă la schimbare. Trebuie să schimbați ceva. Dar Marele Preot este și un, evident, o figură autoritară. Poate să fie la locul de muncă sau un preot care v-a inspirat, v-a ghidat sau v-a derutat. Adică, cu alte cuvinte, tradițiile v-au îndepărtat de esența voastră. Pentru unii dintre voi, dogma v-a îndepărtat. Voi sunteți semn jupiterian, reprezentați, de fapt, religia. Spiritualitatea o reprezintă peștii, religia, și poate unii ați ținut prea mult la aceste aspecte sau alții prea puțin. Viitor, nu e viitor, dar probabil că în viitor trebuie să renunțați sau în viitor apropiat. Am vrut să zic viitor apropiat de trecutul de curând experimentat. 10 de bâte. Iar pentru mine reprezintă acel om cu multe responsabilități, adesea căsătorit, nefericit în căsătorie, în care e epuizat și nu mai are timp să se bucure. 5, 10, căsătorie de două ori mi-a apărut. Pentru unii, da, e clar că trebuie să mai renunțați la niște griji, la responsabilități. Mai puneți și încărca altora ce aveți de plată, ce aveți de făcut în casă. Poate unii câștigă, fac și treabă în casă, fac și curățenie, fac și mâncare, aduc și bani în casă, se ocupă și de copii, dar trebuie să mai lăsați o parte din aceste responsabilități. Duce și copilul la școală, îl și aduceți,
face și temele cu el. În fine, asta pentru că avem copii, aveți copii, unii dintre voi. Oricum, dacă nu sunteți căsătoriți, aveți multe responsabilități. Și trebuie să mai renunțați la ele. Că altfel vă epuizați. Viitorul, va, regele de cupe, viitorul îndepărtat. Ceea ce, la ce vă gândiți în mod conștient sau ce vă guvernează energia în această perioadă. Regele de cupe, semn de apă, ar putea fi pești, drac, scorpion. Nu e obligatoriu să fie bărbat, poate să fie femeie. Ideea este că, dacă este o persoană, voi știți. Regele de cupe reprezintă o persoană care nu își arată emoțiile, dar are. Ați putea fi chiar și voi, reprezentantul acestui rege de cupe. Voi, cu multe emoții, chemați să fiți responsabili și să nu vă mai bucurați de o parte din ele, decât de foarte puține. Să arătați foarte puține pentru că aveți multe conflicte, multe griji, multe responsabilități. Acasă aveți două semne de casă. Viitorul apropiat trebuie să vă resetați. Vă resetați viitorul. Lăsați în urmă o bâtă, o persoană, o relație. Aici deja sunt două, da? O relație și vă întoarceți, cum am spus și mai devreme, către ceea ce iubiți. Priviți acest glob și vă setați viitorul în funcție de hobby-urile voastre, de pasiunile voastre. Nu de ceea ce vi s-a spus, de familie și de tradiții. Și de X și Y. Interesant. Sfatul este valetul de spade. Prima carte de spade. Poate aveți un geamăn, o balanță sau un vărsător în preajmă cu care trebuie să vorbiți. Sfatul este să vorbiți. Valetul de spade comunică. Poate să fie și un mesaj. Vom vedea, dar cu aceste conflicte s-ar putea să fie un mesaj care vă creează conflicte. Poate să fie și un mesaj care vă inspiră să lăsați aceste responsabilități, așa cum fac eu acum. E un mesaj din partea mea, da? Mai lăsați o parte din responsabilități, că deja creați o vibrație destul de negativă cu acest 5 de băte. Și voi trebuie să vă resetați viitorul către ce? Către regele de cupe. E o vibrație frumoasă în regele de cupe. Poate unii vreți să deveniți o persoană profund emoțională și creativă. Regele de cupe este foarte creativ. Un soț, un tată care hrănește emoțional familia. Dar dacă sunteți prea prinși în atâtea responsabilități, nu mai reușiți. Ah, spânzuratul. Exterior. Pentru mine e casa 12 a peștilor. Poate să fie un pește. Și cu rege de cupe e clar că există cineva în semnul peștilor care vă influențează viața. Poate exact persoana e persoana care vă creează aceste conflicte. Nu neapărat în sensul negativ. Vine cu idei, vine cu niște propuneri, sugestii. Vă trezește oarecum la această conștiință. Dom'le, eu de fapt fac prea multe pentru, nu știu, o familie, pentru o căsnicie care nu mă merită. Să vedem cum se așează cărțile. Casa 12 este și casa sacrificiilor. Iar avem un 10 de bâte, poate și voi v-ați sacrificat într-o direcție. Prea mult. Regele de cupe poate să fie și o persoană care vă vindecă. De ce vă este frică de roata norocului? Exact Jupiter. Jupiter care se poate învârti în sens invers sau în sens corect. Jupiter, iar semn
Jupiterian. Peștii sunt semne jupiteriene ca și voi. Dar cu atâtea băte și 5 și 10 și 2 care vă cheamă la resetări. Vă este frică să schimbați. Cine știe ce Saturn aveți voi în harta natală? Vă este frică să schimbați? Sau că dacă schimbați, schimbați într-o direcție nepotrivită. Din acest motiv, da, se leagă, aveți doi de bâte, să analizați corect și să vedeți ce lăsați în urmă și ce construiți, spre ce călătoriți în viitor. Probabil că e vorba și de o călătorie. Jupiter înseamnă călătorie, da? Călătoria vieții voastre. Pentru unii dintre voi, există, voi creați un conflict, da? Este un mesaj pentru câțiva dintre voi, ceea ce zic acum. Sunteți la mijloc între un taur și o persoană în semnul apei, pești, rac, scorpion. Sunteți la mijloc. Din acest motiv aveți conflictul. Există și dorința unuia, poate a ambilor, de a avea o relație stabilă cu voi și voi nu știți pe cine să alegeți. Din acest motiv, da, mulțumesc, aveți acest doi de bâte, trebuie să alegeți. Cu cine intrați în relație de lungă durată? Vedeți? Că v-am pus exact, lumina vine din spate. Cu cine? Din acest motiv sunteți în conflict. Probabil că vă plac amândouă persoanele sau probabil fiecare vă aduce ceva, ceva nou, vă schimbă într-un fel. Din acest motiv vă este frică să schimbați. Poate vă este frică să schimbați de la 5 către 4, că este stabilitate, poate invers. Cineva vă dă stabilitate, cineva vă provoacă. Și provocarea poate să fie neplăcută pentru cei care, dacă aveți planete în taur sau dacă aveți planete în semn de apă, stați mai bine cu schimbarea, dar dacă aveți planete în semn de taur, va fi greu. Înțelegeți ce zic? Eremitul. Ce vă doriți? Un pic de pace. Un pic de meditație, cel puțin un pic. S-ar putea mai mult să vă doriți unii dintre voi. Pentru unii poate să fie și o fecioară, dar trec peste aspectul ăsta. Vreți să înțelegeți, să faceți lumină în acest conflict și în aceste responsabilități. Pentru că dacă faceți lumină, veți reuși să alegeți corect. Evident. Da? Vreți să faceți lumină. Poate unii dintre voi, fiind mai religioși și având marele preot, vă doriți să vă duceți la o biserică, la o mănăstire, sau să recitiți, că avem valetul, înseamnă și documentare, da? Să citiți chestii care vă inspiră. Exterior, trecând peste faptul că spânzurat înseamnă zodia peștilor, spânzurat înseamnă să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Spiritual, religioasă. Pentru cei care s-au îndepărtat de ceea ce sunteți, da? Sunteți o zodie profundă, dacă vreți, evident. Altfel, rămâneți în zona asta de aventurieri, unii. Nu toată lumea, vă rog să nu vă supărați, pentru că ăsta e adevărul. Eremitul are nevoie de liniște, de pace, să se izoleze de aceste conflicte. Ca să înțeleagă, domnule, pe cine iubesc? Pe X sau pe Y? Sau pe Z? Sau trebuie să mă iubesc mai întâi pe mine însă? Finalul, valetul de monede. Trebuie să alegeți și după ce alegeți, începeți cu pași mici și sigur manifestarea. Poate, pentru foarte puțin, pentru că avem un mare preot, am zis că trebuie să alegeți între apă și pământ, s-ar putea să alegeți unii, să alegeți pământul. Dar nu este obligatoriu. Valetul de monede înseamnă o persoană care studiază. Aveți doi valeți. Amândoi studiază. Dar unul practic, altul teoretic. Unul vorbește, discută, se documentează, citește și celălalt începe să pună practică. Da? Un alt tip de studiu. Începeți cu pași mici și sigur, poate, către această relație de lungă durată, stabilă. Pentru că valetul de monede caută către stabilitate și aici este singura carte care reprezintă 4 de bâte, reprezintă stabilitatea.
Vă îndepărtați de ceva, de acest conflict. 6. 6 de spade vorbește de faptul că vă îndepărtați de conflict, pentru că veți alege. Veți alege. Da, să lăsați în urmă grijile. Și iar alt valet de bâte, să începeți un proiect creativ. Să vă echilibrați viața, să oferiți cui merită, nu cui nu merită. Mamă, câte momente de decizii, 2 de spade, iar regele de monede. Zece de spade și echilibru, temperanța, da. Oh. Pentru unii dintre voi trebuie să lăsați o figură autoritară în spate, care v-a rănit. Poate să fie tată, eu știu. Sau niște tradiții, cum am spus. Ca să vă puteți echilibra. Dar asta e o chestie care durează. M-am uitat așa un pic în ceea ce ar trebui să fie viitorul, da? Octombrie, noiembrie. Acum în septembrie, e carte care reprezintă zodia Fecioarei. Avem 2, da? Fecioară, Taur sau Capricorn. La capătul acestui set de cărți aveți 9 de cupe. Oh! Și un diavol și o stea. Pai, ai! 9 de cupe. În general e o persoană foarte emoțională, dar uneori poate să pară un pic egoistă. Eu acum, în acest moment, mă concentrez pe faptul că are brațele încrucișate. Încă nu are inima deschisă să primească a 10-a cupă. Adică să intre în relație. Toate celelalte cupe sunt reușite emoționale, personale. Puteți fi voi în septembrie. Poate să fie semnul de apă. Rămâne de văzut. Ideea este că e un diavol în spate. E o chestie toxică. Pentru unii poate să fie cineva care bea mai mult decât e cazul. Pentru unii. Și trebuie să se vindece. Steaua reprezintă vindecare. Aveți și turnul. Evenimente neașteptate și cineva lasă în urmă niște regrete. Regretele sunt aici. Da. 3 de cupe. A fost un trio pentru unii. Cineva a regretat acest trio și n-a văzut că are de fapt în spate un suflet pereche care îl așteaptă. Și atunci ruptura a apărut ca să vă oblige pe unul dintre voi să vă vindecați de această relație toxică. Și în momentul în care vă vindecați de relația toxică, începe să vă bucurați de voi înșivă. Și bine, uneori trebuie să ne bucurăm doar de noi și apoi să împărtășim. A fost un trio, un valet de cupe, iar cavaler de cupe. Cavalerul, deci persoana în semn de apă s-a simțit foarte singură. De-aia, iar a trebuit să alegeți între cupe și pământ. Da. Încă sunteți în acest moment de decizii, de alegeri. Cum am arătat și mai devreme. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, în săgetător. Evident că va rezona doar cu unii dintre voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și dacă vă place, exprimați-vă. Vă pup, numai bine!